Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Bogdan Badea, e CEO al uneia dintre cele mai mari platforme de recrutări și angajări din România. Mulțumim că ați venit. Mulțumesc de invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțu. Bun găsit, Florin. Domnule Badea, ne uităm la dumneavoastră și stăm de vorbă din timp în timp, pentru că am conștientizat cu toții importanța datelor pe care le aveți. Pe lângă faptul că sunteți șeful unei platforme care practic observă tendințe, datele astea ne arată chiar și evoluția economică de multe ori. Și este la prima vedere. Când economia reală angajează, dumneavoastră știți, vedeți în platformă. Când economia reală gâfâie, la fel, iarăși, scad angajările și cresc căutările de joburi de multe ori. 2020 a fost un an atipic. Cum a început 2021? Da, 2020 a sfârșit destul de atipic. Au fost cele restricțiile care au început în noiembrie-decembrie, s-a văzut clar în angajări, în recrutări. Cifrele au căzut destul de mult pentru zona de locuri de muncă noi. Din fericire, 2021 a început mai în forță decât ne așteptam noi, să fim foarte sinceri. Respectiv, numărul de locuri de muncă noi a crescut începând din ianuarie și am avut un vârf foarte puternic în luna mai 2021. A fost undeva la 33.000 de locuri de muncă noi. 33.000 de locuri noi față de o lună obișnuită? Care are 20.000, 15.000, până în 25.000. A fost a doua lună cea mai bună din istoria noastră ca număr de locuri de muncă. Lucruri care v-au surprins. Ne-au surprins. Ne așteptam într-un fel. Evident că restricțiile se ridică, lumea și să-și reia angajările. Ce nu știe nimeni și de obicei vedem doar de la firul ierbii, este la câți oameni se renunță de către companii fără neapărat să faci o mare reclamă din asta. Nici nu cred că este foarte bine să faci o publicitate din acest lucru. Dar practic vedem că în momentul în care s-au reluat angajările, unei industrie au început aproape de la zero. De la zero. Practic avem sute de anunțuri de la aceeași companie pe durata unei săptămâni. Sute de anunțuri înseamnă sute de locuri de muncă. Ne povesteați înainte de emisiune că a fost și un moment amuzant în luna mai. Văzusem prima pagină a site-ului și am văzut că erau multe, cred că aproape de 100 de anunțuri de la un lanț de cinematografe. Am întrebat imediat la departamentul nostru de development dacă avem un bug. Erau mult prea multe, tot dădeam scroll în jos și nu se mai terminau anunțurile de la aceeași companie. După mi-au zis că nu, erau anunțuri de la aceeași companie care trebuia să recruteze peste 100 de oameni în două zile, din momentul în care practic guvernul a anunțat că restricțiile se vor ridica pentru cinematografe și se vor deschide. Nici ei nu puteau să stea cu angajații respectivi fără să producă niciun cent, dar în momentul în care s-au ridicat restricțiile, au trebuit să reînceapă de la zero. Practic, posibil s-ar fi avut doar o zonă de birouri, cei care au rămas poate toată pandemia, dar în rest aveau nevoie de 100 și ceva de oameni să pornească motoarele din nou de la zero, nu? Care a fost prima lună, cea mai bună lună, din toate timpurile? Cred că a fost în 2018, cred că a fost, când zona de recrutare explodase, cel puțin la noi a fost. Noi simțisem un oarecare recul. Pandemia a venit și a salvat un trend pe care noi îl vedeam ușor descendent, respectiv 2019 nu a fost la nivelul 2018, deși se vorbea foarte mult despre o creștere înainte de pandemie. În economia reală, locurile de muncă nu mai creșteau atât de spectaculos ca în 2018. Candidații nu se mai înghesuiau atât de mult la locuri de muncă. Am avut în 2019 o explozie a aplicărilor pe joburile în străinătate. Deci vedeam un trend în care românii nu prea mai erau interesați de joburi în România, erau foarte interesați de joburi în străinătate, iar totalul locurilor de muncă era în scădere față de 2018. Și tendința pe anul ăsta, cum o vedeți? Va fi o cerere din ce în ce mai mare de locuri de muncă sau oferte de locuri de muncă, de fapt? Că despre asta este vorba. Despre ofertă, da. Oferta de locuri de muncă, da, va crește. Va crește, clar, lucrurile se vor îmbunătăți pe măsură ce toate restricțiile se vor ridica. Deci, ca să înțeleg acum, în momentul ăsta sunt 33.000 de locuri de muncă oferite pe platformă. Da. Da?
Da, asta sunt în acest moment. Tot 33.000 de locuri de muncă noi nouți au fost postate în luna mai, în toată luna și mai. Și ele spuneți că vor crește. Oferta va crește. Da. Asta înseamnă că angajatul s-a întors în poziția de forță pe piața muncii. În anumite industrii cam a rămas în poziția de forță, dar așa se întâmplă în acest moment. Vedem din nou, practic, dinspre companii, vedem același lucru sau același zvonuri sau aceleași certitudini, respectiv oamenii nu mai sunt serioși, din nou nu prea mai se prezintă la interviuri. Poveștile dinainte de pandemie pare că se reiau. Din nou revenim la o poziție, nu neapărat de forță, dar din nou vedem o poziție a candidatului care are multe alegeri de făcut, are multe opțiuni. Candidatul e clar că nu relaxat. Mai sunt. Da, putem să spunem că da, este relaxat. Și vedem întotdeauna cu o relație invers proporțională în creșterea locurilor de muncă și aplicări. Dacă din mai iunie 2020, am stat la 1,2-1,3 milioane de aplicări la nivelul fiecărei luni, în luna mai, deși am avut o creștere spectaculoasă a ofertei de locuri de muncă, dar abia am depășit 1 milion de aplicări. Nu neapărat e un lucru rău sau e o cifră mică, dar este clar în regresie numărul de aplicări când numărul de locuri de muncă crește. Pentru că oamenii se duc targetat, își găsesc un loc de muncă, apoi ies de pe piața forței de muncă. Ce s-a întâmplat cu ofertele de locuri de muncă pentru străinătate? În 2020, impresia generală a fost că mulți români s-au întors în țară. Suntem în acest moment undeva la 5% din totalul locurilor de muncă sunt în străinătate, din totalul ofertei de locuri de muncă. În 2019, procentul care era? Spre 15-20%, deci o scădere destul de puternică pe ofertă de locuri de muncă în străinătate. Scăderea mai mare, mult mai semnificativă, este la aplicări. De la 20% am scăzut la 2% numărul de aplicări pentru joburi în străinătate. Deci, practic, românii în acest moment, în continuare, nu sunt atât de interesați să-și găsească un loc de muncă în străinătate. În continuare spun că este un lucru temporar, nu cred că este ce se va întâmpla pe termen lung. Motivele care ar fi? Dumneavoastră și compania dumneavoastră sondați și diferite tendințe. Îi întrebați pe cei care aplică, îi întrebați pe cei care caută să angajeze. Care ar fi în cazul de față motivele? Temerile referitoare la stabilitatea locului de muncă în străinătate în acest moment. Majoritatea celor care aplică spun că dacă se va întâmpla un val 4, val 5 la nivel de economie europeană, se vor închide, primii care vor pleca vor fi ei. Ceea ce, dacă e să analizăm puțin, nu sunt departe de adevăr. În general, ultimul venit este primul plecat în orice companie când apare o criză. În momentul în care România au revenit anul trecut, în 2020, au revenit masiv, părea, la un moment dat, în țară, ați simțit o creștere a aplicărilor pentru joburi? I-ați regăsit pe acei români printre cei care caută locuri de muncă aici? Da, au fost destul de mulți. În perioada de toamnă-vară sesem la 1,5 milioane de aplicări. Aveam aplicări de la români care se întorseseră din străinătate, dar nu erau semnificative. Dacă vorbim de un 10% din aplicări erau pentru ale oamenilor care se întorseseră din străinătate și căutau un job în România. Se întorseseră și aveau o rezervă financiară, își permiteau cam să stea. Cam asta a fost. Asta a fost și trendul era că cei care s-au întors în general s-au dus către antreprenoriat, au încercat să-și deschidă un mic business, au încercat să facă ceva imediat cu banii cu care s-au întors sau au ținut de economiile respective și mulți dintre ei fie au reînceput să plece fix la locurile de muncă de la care plecaseră, pentru că mulți dintre ei nu și-au închis ușa când au plecat din Spania, Italia, chiar și Anglia, și s-au întors imediat cum restricțiile s-au ridicat în țările respective. Sunt mulți români care au venit cu gândul de a pleca înapoi, deci măcar o secundă nu s-au întors să stea permanent în România. Care este cea mai căutată profesie pe piața muncii din România? Cine sunt privilegiații pieții muncii din România în acest moment? Cu siguranță programatorii sunt și au rămas în toată perioada. Digitalizarea și tot ceea ce înseamnă creșterea e-commerce-ului, business-urilor online, e clar că a dus la mult mai multă nevoie de programatori pentru a duce la sfârșit toate proiectele care s-au realizat. De la o mică aplicație, la un magazin online, la o digitalizare a unei bănci. Ai nevoie de programatori pentru a face acest lucru și digitalizarea forțată a privatului mai mult decât a statului în România din aprilie 2020 a dus la o nevoie mult mai mare de programatori, unu. Și al doilea motiv pentru care ei sunt căutați este că la nivel global munca remote a crescut ca și pondere.
ci Germania, de exemplu, care nu prea accepta programatori remote, să luăm o țară foarte tradițională, care nu accepta neapărat ca oamenii să muncească din România pentru Germania, în momentul în care a acceptat să facă acest lucru, programatorii români este evident că au fost inundați cu oferte, printre alte naționalități, nu numai noi am fost singuri, la ofertă mult mai mare, i-au lăsat să muncească exclusiv de acasă pe termen lung și atunci programatorii români s-au dus și către această zonă. De ce ne spuneți este că un programator poate lua un salariu de Germania, stând în România? Da, 100%. Ia același salariu ca acolo? Da, sau 100%. Pentru că trăiește în România, ia un salariu de România? Nu. Este plătit la nivelul de Germania. Ei nu se duceau în Germania și de multe ori am auzit programatori spunând povestea aceasta, pentru că la sfârșitul lunii calculau salariul versus costul vieții și cea mai puțin în Germania decât în România. Deci spuneți că asta este o tendință, nu? 100% o tendință. Sunt foarte mulți români care lucrează la distanță în momentul ăsta pentru companii din Occident? Din ce în ce mai mulți. Anglia, Germania, America. Cele și sunt plătiți la nivelul ăla? Da. Dați-ne o cifră legată de joburi remote pe care le aveți dumneavoastră scoase. În acest moment, din totalul joburilor, sunt undeva la 7%, 7-8% remote în acest moment. 7-8%, deci mai mult decât joburile în străinătate. Da. Joburile remote sunt mai multe decât joburile în străinătate în acest moment, da. Mai concret, cât ia un programator român care lucrează pentru o firmă din Statele Unite, din Germania sau din Marea Britanie, cu cât rămâne la finalul lunii, trăind de la București, la Cluj? În general, salariile pornesc undeva, ei nu caută juniori în general, caută seniori. Se duc din prima către oameni care poate să producă de mâine. Salariile pornesc undeva de la 3.000-4.000 de euro pentru programatorii respectivi. În general, forma de muncă sub care lucrează, pentru că e greu să fie angajat, ei de obicei nu-și deschid entități juridice în România, este PFA. Și atunci este practic o factură pe care PFA-ul sau SRL-ul o dă către această firmă. Iar plata este pe oră. În anumite cazuri plata este pe oră, când vorbim de freelancing, iar în cazurile tradiționale, pentru că românilor le place și puțin stabilitatea, este o plată, o factură lunară pentru între, să zicem așa, 168 de ore sau 200 de ore pe lună în funcție de profil. Asta este explicația și pentru care sunt atâtea mașini scumpe pe străzile din România, pentru că oameni din România sunt plătiți cu salarii din Occident? Sigur, nu neapărat singura explicație, dar este una dintre explicații. Bun. Avem un ordin de mărime? Cam câți sunt? Cam câți români lucrează pentru companii din afară, fiind plătiți la nivelul din afară și trăind în România? Greu să vă dau o cifră, dar cred că vorbim de zeci de mii de programatori care fac acest lucru. Pentru că ei practic pun în funcțiune un întreg mecanism de consum, pe prețuri, pe apartamente, pe proprietăți, nu? 100% și se vede în general, se văd, să zicem așa, polii de IT, aici vorbim de București sau Cluj, și se vede nivelul de viață, se vede nivelul prețurilor în imobiliare, se vedea Clujul, care este denumit acum noul Silicon Valley a României, aici din cauza prețurilor apartamentelor care a explodat în Cluj. Clujul era un oraș foarte orientat către programatori și către firme de dezvoltare software și în Cluj se muncea de mult mai mult timp remote decât se muncea în București, pentru că ei au avut mult mai ușor acces, s-au dus mult mai ușor către joburile în străinătate, pentru că nu era ofertă atât de bogată în Cluj la un moment dat, după care evident a venit și oferta foarte bogată de joburi de programatori în Cluj și s-au dus către joburile în străinătate, către joburile remote, la fel ca cei din București sau Timișoara, deci nu de oriunde acum poți să muncești, nu trebuie să mai stai în orașele mari, să muncești pentru companiile din Germania. Poți să te duci să stai într-o zonă rurală, cu un internet foarte bun, știm că în România avem acest lucru, și să muncești pentru o companie în ceea ce privește ofertele de job, programatorii aceștia își permit să fie aroganți cu ce se oferă? Din păcate, fiind atât de căutați? Din păcate, da, este un fenomen pe care l-am tot văzut. În general, când oferta de locuri de muncă depășește cu mult, practic, oferta de programatori, în acest caz, este clar că intervine o anumită doză de aroganță, din păcate. Din păcate intervine o anumită doză de indolență pe alocuri și dăunează foarte mult întregii pieței. Pentru că sunt anumiți programatori care livrează la timp, care livrează corect, care sunt corecți din toate punctele de vedere, dar imaginea noastră ca țară de programatori poate fi ușor pătată de aceste fenomene în care programatorii români poate sunt mai aroganți decât ar trebui. Să ne spuneți după pauză și ce condiții pun programatorii români. Câteva exemple de condiții. Luăm o pauză și ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors
în fața ta continuă. Bogdan Badea, CEO-ul uneia dintre cele mai mari platforme de joburi și recrutare din România. Domnule Badea, ne povesteați înainte de pauză despre programatori. Practic, în 2020-2021 pare a fi categoria privilegiată pe piața forței de muncă. Își găsesc foarte ușor în România job, adică se trage de ei, dar și oriunde altundeva pe planetă. Și atunci, pentru că cererea e mult mai mare decât oferta, își permit să pună condiții. Dați-ne câteva exemple de condiții puse pe piața forței de muncă la angajare de programatori în România. Noi spunem întotdeauna că pentru a vedea unde va ajunge întreaga industrie sau întreaga zonă de corporații în 3-5 ani de zile, trebuie să te uiți ce se întâmplă în industria de IT în acest moment. Și asta s-a întâmplat întotdeauna în trecut. Dacă ne uităm 3 ani în urmă, vedem că beneficiile care se ofereau în IT și pe care în acel moment păreau ceva, un lux pentru toată lumea, au devenit ceva normal în toată piața. La fel se întâmplă și acum. Practic cer toate beneficiile la care poți imagina, de la masaj la birou, mic dejun la birou. Citeam la un moment dat că firmele din Cluj au inclusiv personal de curățenie care se duc acasă la ei, în timp ce ei sunt la birou, astfel încât când se duc înapoi acasă se găsească o casă curată. Deci, deja telespectatori, mulțumiți-le programatorilor români că trag piața înainte. Da, 100% așa este. Multe industrii s-au adaptat după industria de IT, când înseamnă salarii, beneficii și până la urmă și amenajarea birourilor. Când vedem birouri în București, la Unirii, unde sunt, care cobori pe topogan de la etajul 3 la etajul 2, IT-ul a dat trendul din America, Google, Facebook, firmele mari din America au dat acest trend, a venit și România și a beneficiat toți de pe urma unei industrii. Da, știm ce facem după emisiune și ce condiții punem. Apropo, reconversia profesională. Anul trecut, probabil că mulți români rămași fără serviciu sau unii care ieșeau de pe băncile școlii se gândeau la același lucru, e limpede, se vede de la o poștă. Programatorii și IT-ul, această industrie, au de câștigat. Dar oameni care și-au pierdut slujbele, reconversie profesională, e un fenomen? A fost un fenomen? A fost o dorință foarte mare și pentru prima dată cred că s-a și putut realiza. Respectiv și oamenii au fost deschiși și companiile au fost deschise. Un studiu pe care l-am făcut noi, cred că la sfârșitul lui 2020, începutul lui 2021, era undeva la 10% din oameni care au apelat la o reconversie profesională într-o anumită perioadă, care își căutau un loc de muncă. Și feedback-ul lor a fost că a fost mult mai ușor să-și găsească un job. Sunt anumite industrii care, din păcate, fie nu le merge foarte bine, fie sunt pe moarte. Sunt industrii în care automatizarea a intervenit și anumite zone ale țării, de asemenea, au de suferit din cauza aceasta. Și și-au găsit ușor locuri de muncă. În continuare avem locuri de muncă pentru anumite specializări, chiar de mâine, dacă reușesc să se reconvertească, programarea fiind una dintre ele. Sunt câteva sute de români, din păcate aș fi vrut să spun mii sau zeci de mii, sute de români care în 2020 s-au convertit dinspre orice alt domeniu, chiar și cu facultate, chiar și fără facultate, către programare. Și au fost acceptați de piața forței de muncă ca juniori, evident, dar au pornit de undeva. Partea bună este că la ce dorință de programatori și ce cerere de programatori avem în piață, este evident că și companiile au decis să investească în juniori din nou. Și să ia de la, nu chiar de la zero, după școală informală de programare și i-au integrat în compania respectivă. Bun, mai dați-ne niște exemple de profesii care se cer pe piața muncii, noi fiind foarte interesați, după cum se vede, de reconversie. Ce se caută în momentul ăsta și probabil sunt foarte mulți români care schimbă în momentul ăsta joburile sau se gândesc la o reconversie în cariera profesională în tendințele pieței muncii, în definitiv, pentru că și pandemia și criza și digitalizarea practic a impus sau a trimis în față profesii care poate nu aveau atâta căutare înainte. Sigur. Alte două profesii care sunt total explicabile sunt cele de șoferi și cele de curieri. Tot ce înseamnă consumul la noi în România a crescut și importurile au crescut foarte mult și exporturile, dar mai mult importurile pentru consum. Și la fel zona de livrări online, livrări acasă. Tot ceea ce înseamnă curier sau cei care livrează mâncare sau cei care livrează diferite pachete este o cerere extraordinar de mare spre zona aceasta. Și sunt mulți care s-au dus dinspre Horeca, de exemplu. E cererea companiilor, concrete. Da?
Companiile caută și angajații caută, culmea și candidații caută astfel de locuri de muncă. De multe ori, ei privesc, de exemplu, zona de livrare de mâncare, nu neapărat cea de curierat care este mai mult pe program, mai fix, dar cele de livrare de mâncare ca o metodă foarte flexibilă pentru ei de a-și organiza timpul de lucru. La programator înțeleg că se câștigă foarte bine. Da. În zona asta, șoferi, curieri, da. Cu cât rămâi la finalul lunii? Pe curieri salariile sunt undeva la spre 3.000 de lei, au început să fie 2.500-3.000 de lei în acest moment. Și acolo este o luptă și au început să crească salariile. Porniseră cu salarii nu foarte mari la începutul pandemiei, dar pentru că cererea este foarte mare. Asta e salarii, nu? Da. Și mai poți să rămâi cu ceva până la finalul lunii? Adică... La curier mai puțin, la livratori de mâncare da, se mai trăiește și din bacșișuri. Unde există un salariu de încadrare mai mare este la șoferii de tir, care sunt foarte căutați și în Europa de Vest, dar și de către angajatorii români care ia locă către companiile de transport din Europa de Vest. Acolo salariile pornesc de la 1.500-2.000 de euro, diurne, sunt diferite sporuri în funcție de ce poți să faci. Acolo vorbim deja de salarii la nivelul, nu la nivelul Europei de Vest, pe aceeași poziție similară, dar un salariu mult peste media pieței din România. Bun, asta e a doua categorie. Da. Mai există o a treia categorie foarte căutată în momentul ăsta pe piața muncii? Tot ce înseamnă partea de digital, oameni care se pricep la social media, oameni care poate să țină site-uri, oameni care poate să promoveze produsul tău online, tot ceea ce înseamnă zona de online, pentru că a explodat în pandemie, are nevoie de specialiști. Din păcate nu are atât de mulți specialiști pe cât și-ar dori piața și atunci și aici este o creștere destul de spectaculoasă. Partea bună este că sunt acceptați oameni cu o creativitate bună și care poate să învețe anumite software-uri foarte repede. Nu-ți trebuie skill-uri de programare, nu-ți trebuie competențe de programator, nu-ți trebuie nici competențe creative de design, îți trebuie pur și simplu să fii cât de cât ușor creativ și să ai o gramatică a limbii române, dacă e cazul să comunici în limba română peste medie. Mai spuneți-mi un lucru. Zona de construcții, muncitori, este în creștere pentru că se așteaptă, cel puțin teoretic, din șantierele anunțate prin marile lucrări publice programate, se așteaptă ca numărul cererilor de muncă să crească. Corect. Acolo era, piața a rămas sus și înainte de pandemie și în pandemie și acum. Este o industrie ușor mai închisă. De obicei se merge foarte mult pe recomandări, se merge foarte mult pe oameni cu care ai lucrat înainte, tocmai pentru că seriozitatea, și aici mă vorbesc mai ales de construcțiile mari, nu știu, clădiri de birouri, hoteluri, blocuri mai mari, sunt făcute în general de firme mai mari sau mai specializate pe domeniile respective. Acolo s-a întâmplat acest fenomen din momentul în care s-a schimbat legislația cu acel salariu minim din construcție, care este mult peste medie. Și am văzut o cerere foarte mare a companiilor, dar am văzut și mulți oameni care s-au reîntors în România și mulți oameni care s-au dus către domeniul construcțiilor. A fost o măsură bună. Extraordinar de bună pentru ei. Extraordinar de bună pentru ei. Acolo este o discuție despre ce taxe se plătesc, pentru că este și o reducere de taxe pe lângă zona aceasta de salariu minim de încadrare. Se discută acum să se ridice aceste facilități până la sfârșitul anului 2026. Ar fi o idee bună? Nu cred. Este un domeniu care a explodat la noi și cred că e un domeniu, dacă ne uităm și la zona de infrastructură, dacă se menține această măsură, cred că avem șanse să ducem până la capăt unele dintre proiectele de infrastructură pe care le fie le-am început sau au început în România, fie se vor începe. Dacă tot ce înseamnă facilitățile acestea se vor reduce, și aici vorbesc și de programatori, care avem și acolo niște facilități, primul lucru pe care îl face companiile este să transfere pierderea către angajați, în primul rând. Așa se face în general. Și în momentul acela, din nou vom asista la o migrare a oamenilor din construcții către Anglia, de ce nu, către Germania, unde se construiește și salariile sunt mai mari. Și, din nou, vom asista la o migrare a creierilor de programatori către țări sau vor munci remote pentru companiile din afară. Ați urmărit dezbaterea legată de PNRR, planul acela de 29,2 miliarde de euro care ar putea să schimbe România. Infrastructură, digitalizare și bănuiesc că v-ați uitat pe proiectele alea și la dezbaterea publică cu ochiul specialistului din recrutare și din resurse umane. Întrebarea e așa, în opinia dumneavoastră, dacă azi, acum, ar trebui să înceapă în paralel toate acele proiecte și să se și termine în 5 ani.
ar avea România cu cine să le facă? Și o să vă rog să răspundeți la întrebarea asta după o scurtă pauză. Ne întoarcem. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Bogdan Badea este CEO-ul uneia dintre cele mai mari platforme de recrutare și joburi din România. Domnule Badea, știți dezbaterea legată de PNRR, peste 29 de miliarde de euro. Dacă astăzi ar începe construcția acelor proiecte, digitalizare, infrastructură, autostrăzi, în opinia dumneavoastră, România ar avea cu cine să le facă? În anumite domenii eu cred că da. Și aici ține foarte mult de modul în care se lucrează cu statul, din păcate. Aceleași firme, și noi vedem destul de multe exemple de genul acesta, care de multe ori întârzie lucrările de infrastructură când vorbim de bani de la stat, sunt excepționale în a livra lucrări în privat. Oare nu ne întrebăm de ce aceeași firmă, nu neapărat cu aceiași angajați, că evident că lucrează angajații pe proiecte, reușește să livreze fenomenal când este plătită de privat? Și o să explic și de ce cred acest lucru și nu prea reușește să livreze când lucrează pe proiecte publice. Unul dintre punctele principale este partea, pe cine ai de partea, cât de specialist este cel de partea cealaltă a baricadei. Când se lucrează cu privat, cel de partea cealaltă este mult mai bun decât tine, cel care faci lucrarea, și știe în orice punct dacă poți să faci lucrurile mai repede, dacă le faci corect, dacă poți să accelerezi anumiți pași, vorbim aici de construcții, și dacă lucrurile sunt exact pe calea pe care trebuie. Dacă cei din partea statului care lucrează cu aceste firme și ar trebui să facă project managementul proiectelor și să aibă grijă că se fac corect, că se fac la timp, că nu sunt întârzieri gratuite, că se alocă suficiente resurse să se facă, credeți-mă că s-ar face și la stat proiectele respective. Din păcate, nu știu câți oameni foarte buni, specialiști în infrastructură și care au muncit la proiecte, a zice, la nivel european, nu la nivel de România, s-ar întoarce să se angajeze la stat, pe o structură, nu știu exact cum sunt organizați, astfel încât să ai de partea cealaltă baricadei pe cineva priceput. Și noi, în acest moment, oricare dintre noi trei am începe construcția unei case. Dacă niciunul nu se pricepe dintre noi, credeți-mă că acea echipă de construcții va lucra fix cum va dori. Va întârzia cât va dori, pentru că nu vei putea spune tu, este ok azi, sunt minus 20 de grade, toarnă betonul acela. Eu am încredere că se va întări. El va spune, nu, eu sunt specialistul. Și tu vei spune, ok. Și îl vei lăsa să treacă mai departe. Dacă oricare dintre noi trei ar fi specialist, inginer, constructor, și ar asista la construcția propriei case, vă asigur că acea casă se va face și mai repede, și mai bine, și cu un cost mult mai mic decât dacă nu ne pricepem niciunul dintre noi. La fel și la stat. Dacă nu ai de partea ta un specialist care să controleze oricare ar fi prima privată care câștigă acele proiecte, nu se va duce la bun sfârșit acele proiecte. Înainte de pandemie vorbeam despre aducerea de muncitori din Asia, din China. Lipseau cam 1 milion de muncitori pe piața muncii din România. Cu toate lucrările astea programate, care ar fi necesarul în momentul ăsta ca să duci la bun sfârșit planul de care amintea Claudiu? Nu știu exact ce presupune ca și forță de muncă. Am văzut doar cifrele și miliardele și modul în care s-au alocat. Păi doar șantierele astea de autostradă programate. Mai pui niște construcții de școli, mai pui niște renovări la spitale și deja ai un necesar consistent de muncitori. De ce nu se poate estima, vorbind de oricum de câteva sute de mii de muncitori care ar putea să muncească în aceste proiecte de infrastructură, de ce nu se poate pune punctul pe ei? Este că la fel cum noi aducem din Asia, mai mult ca sigur deficitul pe piața forței de muncă din Europa de Vest va aduce din nou din România și Bulgaria. Aha. Iar am văzut o știre, cred că chiar aseară, că dacă și Anglia, ei trebuie să construiască. Anglia are 1,3 milioane de oameni deficit în acest moment după Brexit, pe Horeca, pe construcții și tot ceea ce în general munceau românii, bulgarii, polonezii. Ei în acest moment deja discută despre o înțelegere cu Uniunea Europeană astfel încât să le fie mai ușor celor din Europa de Est să muncească acolo. Adică s-au întors la anumite condiții, de evident, aici în condițiile lor, să se întoarcă în acel moment. Dacă din acei 1,3 milioane, vorbim de 200-300 de mii din România, cam asta a fost proporția și înainte de pandemie și înainte de criză, deja vorbim de 200-300 de mii de oameni din Horeca și din construcție care vor pleca înapoi în Anglia să construiască pentru englezi. Vorbim de Germania, vorbim de Franța, vorbim de Olanda. Olanda a crescut foarte mult, a beneficiat foarte mult de Brexit și multe companii s-au mutat acolo, se construiesc clădiri de birouri, se construiesc anumite facilități industriale în Olanda.
Olanda a ajuns a doua țară pe site la noi după Germania. Olanda nu era în top 5 înainte de pandemie. Aveam Anglia, aveam Germania, aveam Spania, Italia, Franța. Olanda nu exista pe harta forței de muncă înainte de pandemie și acum a ajuns pe locul 2 ca număr de locuri de muncă după Germania. Care sunt în momentul ăsta cel mai bine plătiți meseriași din România? În construcții. În construcții, clar. Clar sunt ce specializări? Și cam cât ar putea câștiga oamenii? De la instalator, la zidar, la faianțer, la electrician, ei câștigă în general și dacă merg pe cont propriu, poate să ajungă la câteva mii de euro pe lună câștigați. Lejer. Uh-huh. Sunt anumiți specialiști sau meseriași, să le spunem așa, care dacă sun la ei, îți spun că peste 3-4 luni ar putea să vină să vadă ce ar putea să facă și la tine. Deci deja avem o listă de așteptare de 3-4 luni anumiți meseriași serioși. Pentru că aici este diferența. Meseriașii serioși fie au proiecte pe cont propriu pe care nu poate să le ducă câteva luni de zile, fie sunt angajați pe un salariu foarte bun în companii de construcții serioase, cu carte de muncă, în condiții de securitate maximă și cu un salariu foarte bun. În condițiile astea te întreb de ce să mai plece meseriașii din România, dacă la finalul lunii, trăgând linie, având evident costuri ale vieții mult mai ridicate în străinătate, ajung cam tot pe acolo. În general, meseriașii foarte buni nu au plecat neapărat. Au plecat și la început de drum, care aici nu prea aveau o meserie și nu aveau nicio specializare și s-au dus în Anglia, s-au angajat pe diferite poziții, s-au învățat să facă diferite lucruri în Anglia, Germania, în Olanda. Și vedem și un trend diferit al companiilor din străinătate care caută români. Ei nu mai caută atât de mult meseriași. Ei nu mai caută atât de mult muncitori cum căutau în 2018-2019 început. În acest moment se caută creiere, se caută asistente medicale, se caută doctori, se caută programatori, se caută ingineri. Apropo, asta caută companiile doctorii, acum. Cu doctorii, cu personalul medical, în continuare pleacă în străinătate? Diferența, chiar dacă salariile au crescut și în sistemul de stat și în sistemul privat, în continuare acolo diferența e foarte mare. Diferența de salarii. Pentru că doctorii în Europa de Vest și în America sunt plătiți extraordinar de bine, dacă e să comparăm cu media salariilor din țările respective. În continuare, veniturile doctorilor în Anglia, de exemplu, sunt mult, mult peste media veniturilor salariale la nivel de economie din Anglia. Iar oferta a rămas în continuare sus. Foarte sus. Foarte sus, pentru că și la ei este nevoie, ca și la noi, de foarte mulți doctori. În continuare, sistemul medical nu neapărat că este încercat foarte greu și în Anglia, cum este și în România în acest moment. Spuneți-mi un lucru. Dacă ar fi să numiți un singur lucru pe care pandemia l-a schimbat pe piața forței de muncă, nu pe termen scurt, a fost limpede, niște sectoare s-au închis, pur și simplu, efecte. Dar un lucru pe care pandemia l-a schimbat, relația dintre angajat, angajator, care ar fi acea? Un lucru pe care noi l-am privit ca surprinzător a fost activarea grupei de vârstă 18-24 în a căuta un loc de muncă. Era o grupă de vârstă, aș putea spune, tot inactivă sau aproape inactivă pe piața forței de muncă. Era ca 18-24, era cam pe locul 5-6, cam ultima grupă de vârstă care aplica la locuri de muncă. Acum a ajuns pe locul 2. La un moment dat a fost foarte aproape, în începutul anului 2021, de locul 1, care se reprezenta de grupa de vârstă 25-35. Deci am putea spune că tinerii s-au activat pe piața forței de muncă, din diferite motive. Unii dintre ei s-au întors din Europa de Vest cu părinții, temporar, și acolo munceau de la 16, 17, 18 ani și pentru ei a fost ceva normal să se angajeze, să nu stea acasă, o normalitate. Unii dintre ei cu care am vorbit ne-au spus că unul dintre părinți sau ambii părinți, din păcate, au rămas fără loc de muncă. Și atunci pentru ei, iar o realitate crudă a economiei românești, e mult mai ușor să angajeze pentru un tânăr decât pentru cineva 45 plus. Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Și apoi mai sunt tinerii care nu au avut ce să facă. Facultate, nu? Totul online. Ce poți să faci decât să te angajezi? Nu te duci la cursuri, nu te duci la liceu, poate te angajezi un job de seară, un job de weekend. S-au dus către joburile acestea. Mai puțin joburile care de obicei, domeniile unde erau absorbiți. Horeca era un domeniu care absorbea foarte mult tinerii la început de drum, la început de carieră. Nu a mai fost Horeca. A trebuit să se ducă către alte zone și atunci s-au dus către call center, s-au dus către livrare de mâncare, vedeți și voi pe străzi. S-au dus către alte domenii adiacente unde au putut să-și găsească un loc de muncă peste noapte. Și în continuare, sunt destule domenii care poate să absorbă tinerii între 18-24 ani de mâine. E discriminată pe piața muncii categoria 45+. Da,
100% da. 100% da. În percepția sensul că este nu sunt chemați la interviu? Da. Percepția este că nu sunt digitalizați? Percepția este că nu se pot adapta, nu sunt flexibili și nu se pot adapta oricărui loc de muncă? Și de multe ori este și o chestiune de salariu. Cu cât avansezi în carieră, oricare ar fi jobul tău, nu mai poți să accepti un salariu de intrare în domeniul respectiv. Și atunci, chiar și un contabil, de exemplu, nu neapărat un contabil șef, un contabil care a muncit 30 de ani într-o companie, clar va câștiga mult mai mult decât un junior contabil de 23 de ani, care probabil va cere puțin peste salariu, între salariu minim și salariu mediu pe economie. Și atunci compania, dacă are de ales, clar va alege salariu mai mic. Și atunci ce să facă acești oameni? Unul dintre lucrurile către care s-au dus a fost reconversia profesională și am avut și noi destui peste 40 de ani care au decis să ducă să facă programare, de exemplu, un domeniu bun în care poți să înveți și poți să devii un programator junior și apoi să evoluezi în carieră. Reconversia profesională cred că ar fi primul pas. Doi, zona de antreprenoriat poate să fie un pas. Mulți dintre ei au acumulat o experiență în un anumit domeniu pe care poate să-l ducă mai departe și am văzut destul, că am dat de exemplu contabil mai devreme, care s-au dus și au făcut o firmă de contabilitate și pentru că erau serioși și apreciați, au luat 10-20 de firme pentru care fac contabilitate și au ajuns să câștige o sumă mult mai corectă decât câștigau când erau angajați. Din păcate, unde opțiunile sunt foarte, foarte reduse, este în zonele rurale sau în orașele mai mici. Unde în momentul în care s-au închis anumite fabrici sau se închid anumite fabrici, din păcate, opțiunile lor rămân ca lucrător comercial într-un retailer, cei care deschid magazine în orașul respectiv și cam acestea sunt toate opțiunile dacă nu vor să se mute. Și mai e și problema aceasta de migrarea forței de muncă. Suntem probabil în Europa țara unde se migrează cel mai greu dintr-un oraș în altul, și aici nu vorbeam neapărat de orașe mici, orașe mari, și unui programator din Cluj, dacă îi zici, hai să te muți în București sau invers, o să ai mari reticențe. Invers poate e mai ușor. Să aduci un clujan la București e mai greu. În ambele sensuri. Suntem foarte ancorați în orașul în care suntem, mai ales că noi suntem și dintre cei mai mari proprietari de apartamente din lume. E o chestiune de mentalitate, în primul 100% de mentalitate. 100%. Da. Noi nu suntem nomazi digitali, așa cum se apar. Și care ar putea fi schimbată? Teoretic, generațiile noi ar putea să schimbe, care nu mai depind neapărat de ceva și care în Europa de vest deja schimbă piața imobiliară. Anglia, de exemplu, în Anglia există în acest moment un pericol pe piața imobiliară pentru că tinerii nu mai cumpără. Au decis să nu mai cumpere, în fine, și prețul caselor este mult mai mare în Anglia, dar au decis să nu mai cumpere și să stea în chirie pentru că nu știu în ce țară vor să lucreze. Și acest fenomen și această schimbare de mentalitate va schimba și deci, percepția probabil respectivă. Probabil în 10 ani o să vedem fenomenul ăsta și în România. Aș zice 20 de ani. Ne e mai greu de obicei, nu e mai greu să schimbăm mentalități decât în altă parte, din păcate. Ultima pauză o luăm, ne întoarcem pentru finalul emisiunii. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors finalul emisiunii în fața ta. Bogdan Badea este CEO-ul uneia dintre cele mai mari platforme de recrutare și angajări din România. Domnule Badea, o întrebare. Discutam înainte de pauză despre felul în care grupa de vârstă de peste 45 de ani e discriminată sau grupele de vârstă. O altă discriminare există în România? Sunt femeile discriminate în fața angajatorilor pe piața forței de muncă în România? N-aș spune că este un fenomen generalizat sau un fenomen atât de răspândit ca cel referitor la grupa 45+. Dar eu cred că sunt. Conform statisticilor europene ați văzut că avem cea mai mică diferență între salarii între bărbați și femei, un lucru răudabil de altfel. O altă statistică la nivel european spune că suntem pe locul 1 sau 2 în Europa ca lideri femei, deci manageri femei care conduc companii, din nou un lucru pozitiv. Dar există o reticență în anumite companii să angajeze femei din cauza sau datorită faptului că pot rămâne însărcinate și atunci o să rămână o perioadă acasă. Și sunt unele companii, sunt convins, tacit, care adoptă o politică internă care se duc împotriva, practic, natalității din România. E de știut că nu este legal să 100% nu este legal, dar să întrebi în același moment, în același timp, trebuie să lăsăm să puțin ipocrizia și să spunem că nu există acest lucru, este clar că există.
Era clar că natalitatea va crește în 2020, ca și în criza precedentă. S-a întâmplat acest lucru. Eu am înțeles că Institutul de Statistică a spus că s-a întâmplat acest lucru. Și era, să zicem așa, de așteptat să revină anumite fenomene care s-au întâmplat în 2008-2009, tot tacit. Au fost multe companii în acel moment care aveau o anumită reticență pentru a angaja femei mai tinere de 40 de ani, care probabil în perioada următoare și-ar fi dorit să aibă un copil. Era destul de evident că se întâmpla asta pe piața forței de muncă. Sunt anumite subiecte tabu pe piața forței de muncă. Cel cu 45+, cel de discriminare al femeilor. Mai sunt și alte fenomene care se întâmplă pe piața forței de muncă. În general evităm să le discutăm tocmai pentru că e un subiect delicat care nu place nimănui. Acum iar un subiect delicat care nu place nimănui este zona de vaccinați și non-vaccinați. În acest moment deja au început anumite, să zicem așa, lupte, revolte, mini-revolte în anumite companii unde fie cei vaccinați au fost chemați la birou sau poate să vină la birou sau s-au întâmplat alte reguli care nu sunt pe placul celor nevaccinați sau chiar invers. E clar că întotdeauna aceste subiecte ușor controversate duc și la o polarizare a opiniilor, dar sunt subiecte care trebuie abordate, pentru că dacă le băgăm sub preș, nu o să rezolvăm niciodată nimic. Domnule Badea, mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Florin, și ție, doamnelor, domnilor, numai bine, ne revedem!